Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama. Lângă pomul cel rotat, lângă spicul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mama. Am fost buni și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în framă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat cu el în lume, mama. Doamna Valentina, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, la frumoasa aniversare, surpriza este pentru dumneavoastră, așa, cu o floare frumoasă pentru dumneavoastră, o sticlă de șampanie, un coșuleț cu fructe este la fel pentru dumneavoastră și un tort, până când îl las aici. Vreau să vă întreb cum credeți de la cine este surpriza? La copii. Avem pentru dumneavoastră și un mesaj de felicitare și vedem împreună din partea cui. Mama, un cuvânt cu atâta sens care merită să primească în fiecare zi, în fiecare minut, complimente și cuvinte frumoase, pline de dragoste. Scumpă mămică, în această zi îi mulțumesc lui Dumnezeu că am posibilitatea să-ți spun aceste cuvinte și să te felicit cu ziua ta de naștere. Îți doresc multă sănătate și să ne fii mereu alături. Mă bucur nespus de mult că ne onorezi cu prezența la o vârstă atât de frumoasă. Un lucru ne pare nespus de rău, că nu putem fi și noi acum prezenți și să-ți dăm o îmbrățișare. Mulțumim pentru toate, scumpă mamă! Cu drag din partea lui Victor, Rodica și Mira, Marcu. Da, chiar s-a primit o surpriză. Niciodată nu m-am așteptat așa să mă iei prin surprindere. Dar le mulțumesc mult. Îți departe, le duc dorul. Dar tot timpul sunt cu noi. Și le mulțumesc încă o dată. Surpriză care îi mulțumim mult și le urăm și lor mult sănătate din partea noastră. Cele bune. Ne-a făcut o plăcere. Am mai ghețat ceva frumos în suflet, asta e viața. Anii trec, nu puteam face nimic. Mulțumim mult! Cu povețe plânse în framă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat cu el în lume, mama. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat cu el în lume, mama.